atâta timp când nu încalcă legea și atâta decât își asumă și toată lumea știe. Cum se știe în Statele Unite? Fox News e o televiziune de dreapta, toată lumea știe. Nimeni nu zice, a, dar de ce nu vorbește și de stânga? Că e de dreapta. De asta. Îl toacă mărunt pe Obama. Nu se miră nimeni, că toată lumea știe. E o televiziune de dreapta care îl toacă mărunt pe Are Obama. așteptări Deci, confirmate, da. încă o dată, toate lucrurile se știu clar, fără neapărat să fie legături politice sau bănuiel că patronul de la Fox e plătit de În Trump zona ca să... financiară, da. Da? Bun. În România, din păcate, deci, jurnalistul când se angajează acolo, el știe. Dacă e de acord cu linia editorială, merge, se duce. Dacă nu, își caută în altă parte, unde linia editorială este, seamănă cu ceea ce vrea el să facă. Povestea asta cu domnule, toată lumea trebuie să fie obiectivă și imparțială. Nu există așa ceva. Să nu fim copii, ar fi ideal, dar nu se poate. Deci, om, nu există om obiectiv și imparțial. Nu există făptură umană, pentru că suntem făcuți din carne și din oase și din sentimente Ca și și cum din am căuta emoții un și din trăiri. politician Nu poți să fii imparțial și echidistant. pur, da. Deci nu se poate, pentru că fiecare din jurnalistul este de fapt chintesența experiențelor de viață. Acelea atârnă foarte mult în tot ceea ce face, în tot ceea ce spune, în modul în care își alege invitații, subiectele în care le abordează, indiferent. Aici se face diferența. Deci, sigur, poți să încerci să devii foarte repede conștient de faptul că ești subiectiv, să-ți cunoști subiectivismele și să încerci să le ignori în momentul în care faci o emisiune. Dar pentru asta trebuie să fii, în primul rând, un om deosebit, că câți oameni se cunosc cu adevărat, știu mecanismele ca să poată. Deci tu ca jurnalist trebuie să știi, poți să faci chestia asta, dar să îi ceri jurnalistului să n-aibă o opinie, mie mi se pare, încă o dată, o Și prostie. avem cazul acesta de la Adevărul de săptămânile trecute, în care o jurnalistă, mă rog, editorul de la știri, a ales să plece, să demisioneze, Bun, din acolo acele motive eu îmi cer scuze, dar care au doamna intrat în respectivă domeniul n-are nicio politic. opinie, deci Mă rog, au fost invocate două Editorialele exemple. acelea nu sunt opinii. Deci, baba mamii dumneavoastră nu are cum să fie opinie jurnalistică, nici dacă nu. Opinia jurnalistică se exprimă în primul rând altfel, se argumentează. Nu. Deci, eu cel puțin consider că plecarea dânsei n-are nicio legătură cu politicul și cu altceva, ci strict cu calitatea materialelor pe care le producea. Nu. Deci acolo și caragios să acuze acolo presiuni politice când știe toată lumea orientarea politica editorială, dacă vreți, a publicației online respective. Deci nu. În România nu. Să nu fim copii. Adică victimizarea asta după ce aoleu, m-au dat afară pentru că eu eram vertical și curat Noi și suntem eroi care am servit m-au caviar, obligat să totuși. mint și de asta, nu, nu. Astea sunt, nu, dar faci treaba asta în momentul în care ești obligat să minți. Atunci te ridici și ieși public și spui, am plecat în secunda 2 pentru că am fost obligat să fac asta. Știți cum e, cum spune românul, după război, mulți viteși se arată. Nu, asta... Deci, adevărul e undeva la mijloc. Apropo de adevăr, adevărul e undeva la mijloc, să înțeleg în povestea asta. Deci, adevărul e că... Și din câte am înțeles eu, stilul de lucru pe care îl avea ca șef și în sfârșit, deci sunt multe povești acolo, în niciun caz presiunile politice pe care le-a invocat. Că nu e, după plecarea domniei sale, publicația și-a păstrat aceeași orientare politică, nu și-a schimbat-o. Deci n-a început să-i laude N-a pe mai cei pe plecat care îi... și n-a mai plecat nimeni până la urmă. Deci n-a început Echipa să-i laude asta. pe cei pe care îi beștelea ea în editoriale. Deci nu, asta e încă o dată. Cum regăsiți presa la nivelul județului Gorj? Media Bun, în acum, integralitatea ei? Târgu Jiu este un caz special și încă încerc să aflu de ce. Pentru că și abia aștept să mă întorc acasă, să mă uit pe cifre puțin, dar așa la prima vedere tind să cred că sunteți orașul cu cele mai multe posturi de radio și de televiziune pe cap de locuitor din România. Încă n-am reușit să aflu de ce. Încă n-am reușit să aflu cum reușesc să supraviețuiască atâtea posturi concurente, în condițiile în care orașe mult mai mari decât al dumneavoastră, cum este Clujul, are o televiziune locală. Atât. Una. Timișoara are o televiziune locală. Deci, de-abia aștept să vă cunosc pe toți și după aceea să încerc să înțeleg... Nu Există... există nicio școală de jurnalism, nu există nici măcar facultate de jurnalism, nu există, să zicem, o tradiție anterioară, tot eram și noi
cu un ziar și cu un post de radio. Iată, la deci un moment dat a apărut acest nebunie. E straniu, nu neapărat în sens rău, adică eu nu spun, e straniu prin prisma experienței pe care am avut-o în restul țării. Dar nu sunteți singurul caz în care un oraș mai mic are mult mai multă televiziune decât un oraș foarte mare. Constanța, că vorbeam înainte de cum arată Constanța, Constanța are o televiziune locală, atât, care e și națională, printre altele, nici măcar nu mai e locală, una singură. Eu acolo am fost foarte mirat prima dată când am aflat, am cerut date despre și am aflat că e o singură și băi, Constanța nu e în stare să susțină măcar două televiziuni locale și asta acum a intrat în insolvență și că mă rog. Un lucru benefic până la urmă. Sigur că da. Mi se pare surse alternative de informare. Cel puțin două surse de informare. În momentul în care devin foarte multe, începe să devină... Se diluează mesajul. Banii aia puțin de care spuneam încep se să împar la mai se mulți. Împar la mai mulți și atunci goana după bănișorii ăia înseamnă și compromisuri mai mari. Se transferă în zona editorială, da. Și nu e bine. Nu e bine. Din ce am văzut, am fost la Vâlcea și acum la Târgu Jiu, o să mă duc la Petroșani. Din ce am văzut, repet, ca număr stați foarte bine. Din ce am înțeles eu și de la inspectorul nostru și vorbind cu alți oameni, și receptarea televiziunilor locale este foarte bună. Am fost în orașe în care oamenii habar n-aveau că există televiziune locală, că ei iau televiziune locală. Aici se pare că oamenii știu că există televiziuni locale și se și uită. Eu cred, unu, este de încurajat inițiativa sau dorința oamenilor de a supraviețui și de a oferi comunității programe locale. Deci este de încurajat, clar. Este de încurajat dorința oamenilor sau intenția lor, a jurnaliștilor, a managerilor, de a fi cât mai independenți de spațiu politic. E foarte greu, am discutat mai devreme, da? E foarte greu, e aproape imposibil, dar e de încurajat. Adică eu dacă aș fi guvern acum, m-aș gândi la niște soluții prin care să-i ajut, stimulăm, să fie mai puțin dependenți de banii publici și să-și găsească surse alternative sau prin o strategie de taxare, impozitare, publicitate, tot ce înseamnă, mă rog, TVA și așa mai departe, să îi degrevezi puțin de toate aceste presiuni economice. Dar lumea zice de regulă, domnule, și-a făcut ăsta televiziune sau radio sau un ziar, are el un interes. Asta o ține așa ca să-și ajute afacerea de bază, cum s-ar zice. Da. Se întâmplă, fie că e în domeniul economic, fie că e în politică. Nu e cel mai rău lucru ăsta. Și o să vă spun de ce. În Statele Unite eu am aflat cu surprindere, când am fost acolo, că una dintre cele mai mari rețele naționale, la ei rețea națională vă dați seama ce înseamnă, da? Deci zeci de milioane de telespectatori sau sute de milioane de telespectatori, ABC, care este una dintre cele patru mari rețele naționale, aparține de Disney. Ce interes ar avea Disney? Că nu se dau desenele animate al lui Disney, adică că nu are nevoie, că Disney vrea să-i aducă pe oameni în cinematografe, nu să le dea la televizor. Și am întrebat pe cineva, ce interes are Disney, care e cu totul altceva, are parcuri de distracție, are să cumpere o televiziune și să gestioneze o televiziune. Și a zis, păi, Disney este o companie uriașă, care face inclusiv mâncare. Nu le face sub denumirea de Disney. Unele sunt și cu denumirea, dar are alte companii subsidiare care fac mâncare. Deci Disney are interese economice enorme. Nu doar în domeniul copiilor și asta aparcă, înseamnă o piață de publicitate. Pe mine, ei doresc să folosească televiziunea ca instrument de lobby pentru celelalte. Și atunci televiziunea aceea e folosită, dar la ei lobby fiind legal. Și acolo este cât se poate de legal să te duci să încerci să convingi Senatul sau Congresul să dea o lege care să-ți avantajeze afacerea. Și atunci i-au spus, ei nu fac influență politică de genul votați-l pe ăla, votați-l pe ăla. Nu, ei folosesc televiziunea ca să-și facă lobby economic. Pentru că televiziunea este, nu poți în desene animate să faci lobby. Și atunci folosesc televiziunea, jurnalele de știri, dezbatele și ce mai au ei, ca să facă acel lobby economic care să este... Deci peste tot în lume se practică, să ne înțelegem. Toată lumea are interese, nimeni nu face o afacere de dragul clienților. Important e cum o faci.
Eu, de exemplu, eu n-aș avea nimic împotrivă dacă s-ar găsi o cale de a se institui și la noi lobby-ul, în mod legal. În așa fel încât să nu acuzi de trafic de influență pe cineva că se duce și spune parlamentarului, dom'le, uite, ești parlamentar de Buzău. Dom'le, uite, eu vreau să deschid o fabrică la Buzău, să dau de lucru la oameni. Fă-mi o lege să mă scutești de taxe 5 ani ca să pot să fac fabrica, că altfel nu pot să fac fabrica. Și omul sau îi trebuie vize de la Ministerul Mediului. Și omul ăla face un proiect, astăzi l-ar lua DNA-ul și l-ar băga la pușcărie că a făcut trafic de influență și a servit interesele unui om de afaceri. Nu, încă o dată, nu există, n-ar trebui să existe interesele oamenilor de afaceri sau interesele politicienilor sau interesele patronilor de televiziune și interesele cetățenilor. Ar trebui să existe un singur interes de care ar trebui să beneficieze toată lumea. Pentru că până la urmă, încă o dată, dacă politicianul face treaba asta, nu profită doar omul ăla de afaceri care va câștiga, sigur, dar profită și poate 500 de oameni care vor avea un loc de muncă. Și în loc să stea în șomaj sau pe ajutor social, vor avea un salariu decent. La rândul lor, oamenii ăștia care câștigă un ban vor cheltui mai mult și vor câștiga și aia care fac televizoare și care vând mai multe televizoare. Deci lucrurile astea sunt legate. La noi, deocamdată... Are televiziunea la nivel local... datoria sau rolul sau ar trebui să aibă o datorie în dezvoltarea comunității locale? Da, eu cred că este rolul principal și poate chiar unic. Acum mai mult decât altă oricând în perioada aceasta? Da. Deja se văd niște diferențe în dezvoltarea unor regiuni, unor locuri. Nu prea mai există sentimentul de comunitate la români, ceea ce mie mi se pare tragic. Și, e chiar un sentiment de separare, de... Dar izolare. Vezi lucrul ăsta, în primul rând, la nivel național. Noi nu mai avem un sentiment de apartenență la o comunitate națională. Asta dincolo da, de naționalismele de Mucava și de... Deci lăsăm la o parte, e vorba cu de cu totul altceva. Și, da. Nu, e vorba de cu totul altceva. Să simt că aparțin la o comunitate. Comunitatea asta nu e definită prin faptul că noi românii. Nu. Noi românii, ungurii... turcii, lipovenii care sunt în Dobrogea, romii, deci noi toți suntem o comunitate. Noi la această comunitate ar trebui să ne raportăm. În momentul în care facem orice în afara spațiului nostru privat, ar trebui să ne gândim în ce mod folosește comunității. La nivel local, în orașele mai mici, mai există încă acest sentiment, poate și pentru că oamenii se cunosc între ei. Și e mai greu să faci o prostie fără să te știe și când ești pe stradă, ți-e puțin jenă că știi că toată lumea a aflat că ai făcut o tâmpenie. Și atunci ar trebui restrânse legăturile din comunitate. Cine o poate face? Cel care ajunge la toată comunitatea, și anume televiziunea sau radioul. E singurul care poate să ajungă peste tot. Poate să ajungă la toți. De aceea eu îmi doresc și sunt, de exemplu, posturi de televiziune care au foarte multe proiecte de comunitate în afara. Ba chiar mi-aduc aminte, a venit cineva de la un post de radio, nu mai știu acum de unde, să îi prelungim licența. Și a început să ne spună ce face radioul respectiv. Niște proiecte extraordinare, făcute în comunitate, că la un moment dat, zic minunat. Sociale. Zic minunat, zic, dar acum vorbiți-ne puțin și despre radio. Vă rog eu frumos. Adică este excepțional ce faceți în comunitate. Sprijineau școli pentru copii defavorizate. Deci tot felul de lucruri extraordinare. Da. În momentul în care primăria vrea să facă o acțiune, la fel. Deci zic, bun, dar acum vorbiți-ne puțin și despre radio. Deci acolo am ajuns și chiar m-a impresionat plăcut. Deci ăsta este rolul și a televiziunii și a radioului, să iasă puțin din paradigma asta. Dom'le, eu dau niște știri. Se uită, nu se uită, nu. Trebuie să înțeleagă rolul de coagulant al comunității, de recoagulant al comunității și să încerce să propună, de exemplu, comunității modele din interiorul ei. Lucru pe care televiziunile centrale nu pot face. Niciodată la televiziunea centrală nu o să vezi un profesor din Târgu Jiu, decât dacă a ajuns eventual cunoscut în Occident și atunci îl preia televiziunea. Arată-i omului din comunitate că are... De ce să fie mândru că e în comunitate? Că e poate să fie mândru de un medic de acolo, de un profesor, de un avocat, de un politician, de un actor. Asta înseamnă că trebuie să propunem educație și cultură. Exact. Arată-i tânărului că nu trebuie să visezi să pleci din Târgu Jiu ca să ajungi cineva. Și cineva nu înseamnă neapărat să ai buzunarele plin doldura cu bani. Cineva poate să fie un medic care este respectat de toată lumea și care când trece pe corso, când trece prin centru, din 10 oameni, 8 oameni îl salută. Să trăiți, domnul doctor, cu tare, pentru că la un anumit moment le-a făcut un bine. E foarte important să propui astfel de modele tineretului. Nu doar modele de la televizor, ca să combați sau să
te lupți puțin cu non-modelele pe care le promovează televiziunea centrală. Și avem centrală. Chiar exemplu cel mai potrivit la noi, la Gorj, și ar trebui, că a fost o discuție eternă cu acea operă, cu Mințenia Pământului, Constantin Brâncuș. Nu oricine poate să ajungă un geniu, spunea cineva, dar un geniu poate să vină de oriunde. Iată, chiar și din Hobița Gorjului, de la Târgu Jiu, un model de scară planetară mondială până la urmă, valabil chiar și astăzi, la care ne putem raporta și pe care îl putem folosi în diferite feluri și noi cei din media, încercând să realizăm, să creăm o identitate comună în rândul telespectatorilor noștri, dar este foarte greu, pentru că vorbim de cultură, de modele sigur culturale. Sigur că e greu. E greu, dar știți cum e? Și dacă abandonăm toți. Ne întoarcem la eterna poveste că cu ce vrea omul și ce îi servim noi. Da, dar v-am zis, eu nu cred, deci eu nu cred în povestea asta. Eu nu cred. Deci atâta timp cât au fost documentare, de exemplu, care au avut audiență. Sunt seriale foarte bune, foarte bine făcute, de alții, e adevărat. Deci în momentul în care românii se uită la un serial despre o scriitoare americană sau despre Tchaikovsky, păi de ce nu s-ar uita, iertați-mă, la un serial bine făcut artistic despre Brâncuș, cu viața lui Brâncuș? Eu sunt convins că s-ar uita. Deci eu sunt convins că ar avea audiențe fenomenale dacă o televiziune a reușit să financeze un serial în 10 episoade despre viața lui Brâncuș, un serial artistic. Eu sunt convins că ar bate toate audiențele din lume. Sau o viață despre un serial despre viața lui Mihai Eminescu sau a lui Caragiale, sau de... Deci eu sunt convins că oamenii s-ar uita la așa ceva. Trebuie să-l propui, trebuie să vii, să le spui: uite, oamenilor, v-am făcut un produs de calitate. Uitați-vă la el. Eu sunt convins că s-ar uita. În momentul în care vii și le propui doar circ și tabloidizare și după aia spui pe oamenii nu se uită la așa ceva, iertați-mă, oamenii nu se uită la așa ceva că nu le dai altceva. Practic contează și cum ambalezi. Sigur, dacă vom continua așa, vom ajunge în punctul în care oamenii nu se vor uita la altceva. Deci chiar nu se vor mai uita, pentru că vor fi... Deci nu se vor mai uita, clar, mai ales tinerii care azi nu mai știu să scrie, să citească și sunt analfabet funcțional, clar nu se vor mai uita la altceva, că nu se vor uita la un serial dacă ei din 10 cuvinte, 7 nu le înțeleg semnificația. Apropo de analfabetismul funcțional, care este o realitate? Este o și în România. Cumplită chiar, este, după statistică. Da, 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 este. Și probabil că eu mai o resimt. Mult decât, da. Deci eu, stând mult, fiind un om destul de social pe net, eu o resimt. Adică și ca om de comunicare, eu am acest defect profesional, eu mi-aleg cuvintele cu grijă, încerc să nu le repet întotdeauna, sunt foarte atent la semnificația cuvântului pe care îl folosesc, nu-l arunc așa că n-aveam ce să spun altceva. Când vreau să spun altceva, spun altceva. Când vreau să dau un sinonim care are o altă nuanță, dau un sinonim cu o altă nuanță. Și pe mine mă afectează când îi văd pe oameni când, și la televizor. Când vezi și, o cratimă unde nu trebuie. Și care comunică, sau chiar unde nu de exemplu, este. La televizor, reporterii sau moderatorii care folosesc a mărturisi în sensul de a spus. Practic l-au torturat înainte de... Nu poți să mărturisești că am avut o ședință la partid. Că nu e, adică, și mă uit la ei, ei habar n-au ce înseamnă cuvântul a mărturisi. Ori, în stilul acesta, vom ajunge încă o dată. Orice efortul se vor face la un moment dat, să nu mai ai pentru cine. Pentru că tinerii aceștia ajungi oameni mari, vor fi incapabili să mai înțeleagă ce le spui. Dar știți că mi-am asumat riscul acesta, dacă poate să fie numit un risc, de a corecta invitatul când folosește un cuvânt greșit? Luând... pornind la premisa că, domnule, se uită un copil. Copilul acela aude da. Colaborat în loc de coroborat. Și zice că așa este. Și mi-asumă, în multe emisiuni mi-asumă acest risc. Nu e corectând, rău, sigur, nu o să corectând. Vă placă multă lume, dar pentru un, că, domnule, un risc asumat. Asta e, sunt eu nebun așa și îmi fac da. Treaba în felul ăsta. Probabil, încă o dată, mie mi se pare firesc. Deci, consider că e de datoria fiecăruia să... Pe de altă parte, ce te faci cu moderatorii care ar trebui corectați? Și sunt. Oamenii nouă ne spun, da, dar ce neau cu limba română? Ce să-l fac? Să-l trimit la școală? Deci eu nu pot să-l trimit la școală pe moderatorul respectiv. Eu pot în cel mai rău caz să-i spun, să-i atrag atenția șefului lui. Și ce, o să-l dea afară? Că nu o să-l dea afară. Probabil că tehnologia va degrada și mai mult comunicarea în spațiul public.
Sigur că da. Deja, eu cred, eu așa am senzația că nu va trece mult. O să ajungem să scriem numai cu puncte și cu deci liniuțe. Eu cred că Academia va renunța la cratimă în limba română. Deci eu așa am senzația. Pentru că la un moment dat procentul celor care nu vor mai folosi va fi mai mare decât procentul celor care vor folosi și atunci vor renunța volens nolens, vor renunța la cratimă pe ideea, e inutil să ne ținem de regulă pe care nu mai respectă nimeni. Da. Și atunci vom scrie miau ca pisică și cu asta basta. Până la urmă, nu e o tragedie existențială. O să scriem miau ca pisica. Mie, sincer, mi se pare mult mai grav faptul că tinerii nu cunosc semnificațiile cuvintelor decât că pun cratima aiura. Nu, problema mea e că vocabularul lor este din ce în ce mai redus, folosesc 20 de cuvinte, 50 de cuvinte cu totul și atât. Și în momentul în care încerci să le argumentezi și să le... se uită la tine așa că nu înțeleg, ei nu înțeleg ce le spui, pentru că cuvintele acelea sunt mult prea complicate. Asta e marea problemă. Asta cu cratimele în coadă. Nu o să moară nimeni dacă o să renunțăm la un moment dat la ele, dacă se va decide forul academic. Problema este că întâlnim deja în politică generațiile acestea. Deja au intrat în politică, au intrat în domeniile vieții sociale. Știți cum e, eu acum, în ultimul an mai ales, văzând noua generație politică și mai ales cei care se declară cei care altfel vor să, decât să dezvolte. Deci iertați-mă, dacă nu-mi plac politicienii vechi, ăștia noi mă îngrozesc. Din toate punctele de vedere. Numărul celor cu, dacă vreți, cu anumit nivel de educație, de viziune, este mult mai mic în rândul politicienilor noi decât în rândul politicienilor vechi. Chiar dacă din gură pare altceva. Nu, la un moment dat poți să faci niște comparații din istoria recentă. Vei un, de exemplu, Vadim Tudor, că acum e numai printre noi, dincolo de partea extremistă, pe zona chiar de bufonerie, știai că ai o substanță undeva acolo, chiar dacă era din partea unui om cu excese și așa mai departe. Astăzi când cauți un extremist în România pe varianta Vadim, ei bine, păi acela este tabula rasa. Este, nici măcar nu poate să știi, nu poate să spună nici măcar că s-a născut el. Dar să mai... își argumenta naționalismul ducându-te prin literatură, prin istorie. Deci a mers prin, din rău în mai rău, cum se zice. Adică, cum să spun, chiar puteai să nu fii de acord cu felul lui cu asta, dar măcar dacă l-ascultai o jumătate de oră, când încă o dată, când, nu în ultima perioadă când era foarte... Dar în perioada lui mai calmă, dacă l-ascultai, mai aflai și tu de un scriitor, de un filozof, de un eveniment care s-a întâmplat nu știu când. Într-adevăr, asta am observat și eu, cei care i-au preluat standardul ăsta al naționalismului, nici măcar nu sunt în stare să explice de ce sunt naționaliști. Deci, practic, ne îndreptăm spre mai rău. Dar, ceea ce vrește la fel zona... este nu numai în zona asta, la fel este cu zona, de exemplu, de dreapta sau de stânga. Oamenii care se pretind a fi de dreapta, habar n-au ce înseamnă treaba asta și de ce ar trebui să fie de dreapta și de ce sunt și care sunt măsurile, adică care e viziunea de dreapta a unei societăți, cei de stânga nici atât. Se acuză unii pe alții, voi sunteți de dreapta, voi sunteți de comuniști, dar niciunul nu știe despre ce vorbește. Da, suntem într-un moment în care eu cred că România chiar are nevoie de un restart. Da. Chiar din toate punctele de vedere și al societății și eu cred că media ar putea să dea acest semnal. Da, trebuie să se vrea, trebuie să fie acest interes. Și acest interes trebuie să fie mai puternic decât interesul financiar. Pentru că altfel nu. Sigur că românii nu o să fie încântați când un post de televiziune o să înceapă să le facă educație. Și o să înceapă să le arate care sunt tarele și unde trebuie să lucreze și de ce suntem unde suntem. Pe ultimele locuri ca nivel de civilizație din Europa. Oamenii nu, o să fie reticenți, o să zică, cum adică noi care suntem buricul pământului aici, nu știu, Zamolxe, nu știu ce a făcut și energiile din Carpați și da, bine, suntem cei mai tari din parcare. Hai să ne uităm puțin în oglindă și să începem să schimbăm acolo unde merită schimbat. Și în loc să ne plângem și să dăm vina întotdeauna pe ceilalți, hai să mai dăm și vina pe noi. Iată că vrând nevrând am ajuns și la finalul acestei emisiuni, puteam să mai continuăm, sunt sigur, ore în șir, vorbim despre televiziune, aproape ne raportăm la orice, ne aducem aminte ce a însemnat televiziunea atunci când am văzut primul om pe lună și în zilele noastre când vedem atâtea nenorociri, din păcate, din secundă în secundă, este un mijloc care coagulează spiritele, ne ține pe toți la oaltă, poate că ne și sărăcește din anumite puncte de vedere, dar asta depinde până la urmă și de noi și de fiecare în parte.
Eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine și de telespectatorii Tele3. Vă reașteptăm în Gorj de fiecare dată când aveți ocazia și întâlniri fructuoase și cu elevii pe care îi veți regăsi la Târgu Jiu. Rămâneți așadar în continuare cu Tele3 să aveți parte de o seară frumoasă.